seara și ne iertați pentru întârziere. Ne-am adunat pe sfârșit de an la un eveniment într-adevăr deosebit, nu numai editorial, ci și personal, din punctul de vedere al prietenului Claudiu Târziu. Fiul cartea în sine este o provocare care merită luată în considerație și asimilată până la ultima fibră, dar este și împlinirea personală a unui traseu existențial care s-a identificat în mare măsură cu această luptă cu dinții strânși pentru cultivarea memoriei naționale care se dă din ce în ce mai puțin în lumea românească de azi, dar de la care Claudiu Târziu n-a lipsit nicio clipă din 1992, când a debutat și ca ziarist și ca poet, și până astăzi, iată, se face mai mult de un sfert de veac. O carte care are un titlu semnificativ, Cei 13 care m-au salvat. Cartea se întemeiază pe încredințarea că ne putem salva unii pe alții. Nu știu dacă aceasta nu devine încet, încet o iluzie. Generația lui Claudiu Târziu, generația mea, putem să mărturisim cu mâna pe inimă că am avut salvatorii noștri, că am vrut să-i avem, i-am căutat, că am simțit nevoia acută a salvării. Mai simt această nevoie generațiile noi? Mai există salvatori în măsură să salveze? Pe măsură ce vremea trece, aceste întrebări devin din ce în ce mai dureroase. Dar Dumnezeu e mare și dacă Dumnezeu este cu noi, probabil că vom reuși să răzbim în toate vitregiile vremurilor. Și ne punem încă nădejdea că această zestre a trecutului pe care căutăm să o chivernisim după puteri va fi în măsură să însuflețească și generațiile mai noi. Eu, de pildă, e foarte greu să imaginez cum ar fi fost traseul vieții mele dacă nu aș fi avut aceste întâlniri esențiale la un moment dat, încă în prima tinerețe, cu acești oameni care mi-au dat adevărata măsura omenității românești. O omenitate românească, evit să spun umanitate, că termenul este foarte devalidat și Părintele Stăniloae prefera acest cuvânt, omenitate. Omenitate românească care e croită din altă strofă și care ne arată că poți fi român și altfel decât în modul dezabuzat în care facem astăzi umbră pământului. O românitate luptătoare, mărturisitoare, creatoare, o românitate care a știut să țină la un loc, în primul rând, pentru că marea pildă a generației închisorilor, pentru că despre ei este vorba cu precădere în carte, este aceasta că, chiar dacă au fost între ei mici divergențe, că suntem oameni, totuși au ținut la un loc și au mers unitar spre același ideal, cu orice preț, uneori cu prețul jertfei supreme. Apoi au crezut că România poate fi mai mult decât este. Un lucru pe care noi începem să ne îndoim din ce în ce mai mult. Și una dintre pricinile paraliziei pe care o trăim la nivel comunitar este și aceasta că nu mai avem încredere în noi înșine, în resursele noastre creatoare, în propria noastră tradiție legitimantă. Și începem să căutăm până altă parte, să ne facem iluzii de șarte, privind fie către apus, fie către răsărit, adică aș îndrăzni să spun către cele două fundături simetrice ale lumii contemporane, pentru că să fim serioși, apusul are calitățile lui indiscutabil și probabil e singura direcție pasabilă a momentului, dar are tare foarte multe și se prăbușește el însuși galopant. Există o alternativă în răsărit? Așa pare la prima vedere. Dar privind lucrurile mai îndeaproape, atât
istoric, cât și în contemporaneitate, ne dăm seama că și acolo e o fundătură la fel de mare și că acel avertisment al lui Pepe Carp, marele nostru conservator după la începutul secolului trecut, cu Rusia nimic în politică, rămâne valabil până azi. Nu vine salvarea nici despre apus, nici spre sărit. Salvarea vine din noi înșine. Nu conform acelei fraze care se vehiculează în mod curent prin noi înșine. Nu suntem în stare să fim strict pe picioarele noastre. Dar suntem în stare să valorificăm niște daruri pe care le avem și să încercăm să facem o echilibristică responsabilă și inteligentă între aceste două paradigme, cea apuseană și cea răsăriteană, fără să ne lăsăm confiscați de niciuna dintre ele și fără să ne sacrificăm propria identitate. Sigur că nu e ușor. Este o echilibristică care e și anevoioasă și probabil de lungă durată, pentru care trebuie dăruire și continuitate. Vom avea aceste virtuți în ziul vieții, ca să spunem așa, în următoarele 2-3 decenii, dacă nu vom avea aceste virtuți și le vom valorifica, atunci riscăm să ieșim din istorie și mă tem că riscăm să ieșim din istorie pe ușa din dos. Și ar fi o rușine foarte mare, nu numai pentru cei vii, dar mai ales un afront adus morților noștri, acestor mărturisitori care ne-au punctat istoria și care ar fi meritat o cu totul altă posteritate. Ar trebui să căpătăm de nou această conștiință pe care părem să fi pierdut-o a continuității între generații. Aducându-ne aminte de cuvântul lui Eminescu, că țara nu este jucăria generației actuale. Ea este rezultatul acestei linii istorice pe care Codreanu o numea linia neamului și pe care dacă o trădăm nu putem ajunge decât în prăpastie. Dintre cei 13 evocați în carte, pe unii am avut și eu ocazia să-i cunosc, pe cei de la Bacău mai puțin, numai târziu și întreacăt, mai mult pe cei de la București, unii încă în viață, și ne bucurăm să-l avem aici pe domnul Demostene Andronescu, ca reprezentant al acestei generații, cum o numea domnia sa în motoul unui volum de poezii, de Don Quixote striviți de prea marele lor vis. Sigur că marele absent al țării rămâne domnul Marcel Petrișor, care abia poimine se reîntoarce de la Paris. S-ar fi bucurat și ne-am fi bucurat cu toții să-l avem aici. În mare absent este și domnul Jacques Amalie, evocat în carte, și domnul Nicolae Popa, care încă trăiește la Los Angeles, foarte bolnav. Sunt cei care au mai rămas în viață, între cei evocați. Părintele Iustin Pârvu s-a dus, Ion Gavrilo Oboranu s-a dus și toți ceilalți care are în vedere Claudiu Târziu. I-a așezat în carte în ordinea în care i-a cunoscut și ăsta e un lucru foarte bun, pentru că refacem în felul acesta un traseu sufletesc. Vedem cum s-a așezat cărămidă cu cărămidă și cum se poate într-adevăr construi, salva, ca să folosim chiar termenul autorului, un suflet tânăr care vrea să fie salvat. Iar a vrea să fie salvat înseamnă nu numai luciditate și inteligență, înseamnă și o bună smerenie. Și e lucru care multora dintre noi ne lipsește astăzi. Mi se pare că le știm pe toate, că ne suntem suficienți, că nu avem nevoie de celălalt, că putem, ca să zicem așa, numai până noi înșine. Ori asta este o mare eroare și întotdeauna trebuie să găsim această doză de smerenie față de înaintași, față de model, nu? Smerenia ucenicului față de maestru. Sunt figuri foarte diverse în carte. Oameni care au trăit aceeași experiență istorică, care au îndurat suferința, care de multe ori și-au plătit
crezul cu sângele lor, dar care sunt de profesii diferite, de origini sociale diferite, unii laici, alții călugări, o umanitate românească complexă, care, iată, în toată această diversitate a ipostațiilor ei, vine să mărturisească un crez existențial, pe care Claudiu Târziu se străduiește să îl redea în termeni actualității, atât portretizându-i pe fiecare, cât și cu unii dintre ei, realizând ample interviuri extrem de interesante și care rămân de o inestimabilă valoare documentară. Pentru că această carte, dincolo de faptul că este o mărturisire, dincolo de faptul că are nu numai calități informaționale, ci și pur și simplu calități literare, pentru că Claudiu Târziu este efectiv un scriitor, această carte are și această putere extraordinară de coerență pe care să o transmită ca pe un catalizator. Și probabil că s-ar fi putut opri la mai multe cazuri, cei trei sunt singurii pe care i-a cunoscut, dar sigur că nu poți cuprinde totul într-o singură carte și că până la urmă intervine și factorul subiectiv. Te simți într-o măsură mai mare sau mai mică, mai aproape sau mai puțin aproape de unul sau de altul în funcție de anumite conjuncturi existențiale. Eu mă bucur că sunt cuprinși aici oameni pe care i-am cunoscut și eu și față de care mă simt mereu dator, pentru că nu i-am mărturisit în suficientă măsură. Mă gândesc aici la oamenii pe care i-am cunoscut încă de la începutul anilor 80. Este vorba, în afară de Marcel Petrișor, care mi-a deschis de fapt toate drumurile și care m-a pus în legătură cu mai toți ceilalți. Este vorba de părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a fost într-adevăr o întâlnire fondatoare, ca să zic așa, în existența mea, cum avea să fie mai târziu și în cea lui Claudiu Târziu. Mă refer la Demostene Andronescu, pe care tot prin Marcel Petrișor l-am cunoscut. Marcel Petrișor, părintele Calciu și Demostene Andronescu erau foarte apropiați prieteni. Mă refer la Ion Gavrilo Ogoranu, pe care mi-l amintesc când înainte de 1989, când era încă destul de tânăr și de vioi. Mi-aduc aminte apoi de alte personaje care nu sunt evocate în carte, cum ar fi Aurel State, o mare figură de erou mărturisitor, și mulți, mulți alții. Fără ei, nu știu încotro aș fi apucat-o, nu știu ce s-ar fi ales de mine. Așa că tot ceea ce sunt le datorez lor și sper ca mai departe, nu? Acest lucru să se perpetueze, ca și mâine cineva să poate spune, iată, uitându-mă înapoi, datorez lui X sau Y ceea ce sunt și lucrul acesta să fie lanțul istoric care să ne salveze în eternitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cred că cel mai potrivit este să-i dau atunci cuvântul autorului însuși. Bună seara! Vă mulțumesc că ați venit să participați la acest eveniment. Sper ca fiecare dintre dumneavoastră să plece de aici cu o carte, nu ca să fac eu comerț, ci pentru că realmente vă poate lumina viața. Și nu exagerez prin nimic, deși cartea este una cu puternice accente dramatice, după cum veți vedea. Ea este și o carte a bucuriei, pentru că întâlnirile, cum le-am numit eu, salvatoare, întâlnirile proniatoare, întâlnirile care te pot forma ca om, aduc cu ele o mare, mare bucurie. Părinte, poftiți aici. Părintele profesor, am târziat puțin, dar îi mulțumim că e alături de noi.
Revenind, cred că este și o carte a bucuriei. Cred că este o carte care realmente poate furniza și altor tineri reperele existențiale pe care mi le-au furnizat mie, pentru că această carte vorbește despre persoane care au lucrat într-un chip semnificativ din punctul meu de vedere, ca să spun mai mult, anumite virtuți. De la curaj, onoare, cinste, până la cultul prieteniei, până la generozitate fără limite și așa mai departe. Nu mi-am propus să scriu o astfel de carte, nici nu m-am gândit că voi fi autorul unei astfel de cărți, deși cartea s-a scris singură în 20 de ani, să spun așa, sau mai bine, pe măsură ce îi cunoșteam pe acești oameni și pe alții asemeni lor. S-a scris întâi în inima mea, să spun așa, pentru că m-am legat de aceste persoane într-un mod inseparabil. Trag multă nădejde că vom fi împreună și în viața de dincolo, pentru că iubesc foarte mult. Și s-a scris și prin anumite texte pe care le-am dedicat câtorva, multora dintre dânsii, sau texte pe care le-am făcut împreună cu dânsii. Mă refer la acele dialoguri, unele destul de lungi și de iscoditoare. Nu sunt neapărat interviuri amabile, ci sunt interviuri care caută să lămurească asupra istoriei recente, asupra unui mod de formare a unor oameni, asupra credinței și așa mai departe. Nici n-am fost conștient de scrierea acestei cărți. Am avut surpriza să fiu tras de mânecă de soția mea care se află aici de față, Adela Ioana, care, auzindu-mă la o altă întrunire publică, mărturisind că le datorez totul acestor români exemplari, mi-a spus, dar tu ai scris despre mulți dintre ei, de ce nu ți aduni textele într-o carte? Și atunci a apărut ideea. Mi-am dat seama că despre unii, chiar dacă fusesem foarte apropiați, nu apucasem să scriu nimic. Și asta m-a blocat un pic. Sau m-a întârziat în acest proiect. Mi-am dat seama că, în cazul altora, sunt texte care arată numai o parte a personalităților. De aceea, textele inițiale au fost completate. În carte sunt cam 65-70% texte care au apărut în publicațiile la care eu am tot lucrat în ultimii 26 de ani. Dar sunt și texte inedite, texte care apar pentru prima oară în acest volum, în proporție de 30-35%. Și vreau să vă mărturisesc că le-am scris în momentul în care m-am decis să iau taurul de coarne, așa. Le-am scris foarte repede pentru că ele erau undeva sedimentate în mine. N-a trebuit să le caut, n-a trebuit să țes, propriu-zis, o poveste literară. Și doar să spun ceea ce trăisem deja. Mi-a făcut o mare bucurie să scriu această carte. Sper din toată inima și din tot sufletul meu să fie de folos. Pentru că nu spre fala mea, dacă observați, și asta este, cum să spun eu, o contribuție decisivă a designerului care a făcut coperta, Elena Ciolacu. Dacă observați, lumina cade pe cei 13 adunați sub acest titlu, nu pe numele autorului. Și asta mi se pare că e un lucru foarte bun, pentru că nu pentru evidențierea mea am scos această carte, ci pentru a-i mărturisi pe ei, care sunt mărturisitori. Mărturisitori ai unei lumi sfârșite, aproape sfârșite, mărturisitori ai unor vieți
extraordinare, mărturisitori în primul rând al lui Hristos și mărturisitori în numele acestui neam, care, iată, a avut și vârfuri de curaj, de noblețe, de demnitate, figuri care încarnează verticalitatea românească. Aș mai vrea să mai spun că această carte vine, fără să o fi gândit astfel, în continuarea alteia, care a făcut, să spunem așa, un succes de casă la editura Rost, pe care o conduc, și mă refer la cartea cu titlul Corectitudinea politică, o nouă religie a noi ordini mondiale, da? Și de ce spun asta? Pentru că am conștiința faptului că trăim un moment, poate nu neapărat de răscruce, dar un moment premergător unei noi mari cenzuri. Noi, o parte dintre noi, știm foarte bine ce a însemnat cenzura totalitarismului comunist. Se naște o nouă cenzură sub un nou totalitarism. Ea poartă numele de corectitudine politică și exprimă, de fapt, idealurile vechiului marxism îmbrăcat în haine culturale. Și de care, de fapt, este un sexomarxism care elimină de pe piața ideilor și din agora orice părere care nu se încadrează în limitele pe care ea le trasează. Va veni deci un moment, sunt absolut convins, când astfel de cărți nu vor mai putea apărea. Și cred că e bine să le scoatem acum cât încă suntem liberi. Nu vorbesc prostii. În străinătate deja se trăiește așa ceva. Și partea din dumneavoastră probabil că știți. La noi mai puțin, dar deja arderea în eficie, marginalizarea socială, chiar excluderea de la locul de muncă au început să devină reguli și la noi în privința opiniilor politice. Mai e până când o să ne oblige să ne scoatem crucele de la gât și să nu cumva să mai avem alte opinii politice în afară de cele îngăduite de conducerea de partid și de stat. Mai avem puțin. Atunci se va vedea cu adevărat dacă lecția despre care vorbesc în carte, pe care aș fi învățat-o de la generația domnului Demosthene Andronescu, om fi învățat-o sau a trecut pe lângă noi. Sper din toată inima să găsim puterea de a face o opoziție demnă și curajoasă la acest nou totalitarism, așa cum și dânșii au știut să o facă la vremea atunci. Mă opresc aici pentru că, vedeți, suntem mulți vorbitori și v-am pregătit și o surpriză de final, o surpriză, mă rog, anunțată de final cu acel concert de colinde. Surpriza este că este un cor bărbătesc care n-a fost foarte mult expus public și care de aceea, după părerea mea, este mai valoros pentru că este mai proaspăt și cred cu siguranță o să vă placă. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o seară bună în continuare. Doamne! Da, apropo de ce spune Claudiu Târziu, și nu exagerează deloc, că vin vremuri, într-adevăr, de grea încercare, dar vin vremuri mult mai parșive decât vremurile
totalitarismului comunist. Acolo dușmanul era foarte bine definit și oarecum se știa bine cine cu cine se înfruntă. Aici lucrurile sunt mult mai amestecate. Și tinerii se lasă mult mai ușor abătuți sau ispitiți în diferite direcții divergente. Astăzi nu mai știm exact care e dușmanul și ce chip capătă, ci mai ales nu mai avem nici această putere de a ne uni împotriva lui. Acestea sunt cele două lucruri pe care trebuie să le rezolvăm din mers. Să găsim ceva care să ne lege cu adevărat, în numele căruia să ținem la un loc și în același timp să iscodim realitatea cu mult realism și cu multă luciditate ca să vedem exact cum stăm, de unde vine răul, ce întruchipării a el și să nu ne îmbătăm cu apă rece, crezând că există soluții salvatoare acolo unde, de fapt, sunt fundături mai poleite. Domnul Demostene Andronescu vine să mărturisească astăzi despre o întreagă generație. Ne pare rău că nu sunt și alți reprezentanți ai acestei generații cu noi aici de față, dar dumnealui are puterea cuvântului și experiența cu care să suplinească această absență, așa că îi dau cuvântul cu toată smerenia și cu toată reverența. În primul rând vreau să îi mulțumesc lui Claudiu pentru că în ultimul timp eu aveam și mai am încă sentimentul unui învins, că sunt în... Dar văzând strădania pe care cei din jurul meu și în jurul meu este mai aproape zilnic și Claudiu, și încrederea pe care mi-o acordă. Eu am fost totdeauna... Nu mi-a plăcut să ies în față. Nu mi-a plăcut, de exemplu, nici în seara asta nu mi-a plăcut că mă afișez, pentru că și nu e o falsă modestie, este felul meu de a fi. Eu m-am simțit totdeauna foarte bine singur. Și în singurătate am produs puținul pe care l-am produs, volumul de poezii, care toate sunt în închisoare, care sunt făcute cu mișloace. Acolo nu aveam nici hârtie de scris, nu aveam nici o unealtă cu care să scriu, decât puteam cel mult să scriu pe perete cu un vârf, cu un cui sau cu un vârf. Când îmi venea un vers pe care nu voiam să-l pierd, îl scria pe perete sau îl mărturiseam unei care să nimerea să fie pe lângă mine, zic, ține minte versul ăsta. Și așa au apărut poeziile din închisoare. Întâi, eu am fost și înainte de a intra, am fost un cititor de poezie și m-au influențat în bine Blaga, Argheze, Bacovia și am trăit o bună parte din timp, am trăit-o hrănindu-mă din poeziile pe care întâmplător le învățasem pe din afară sau pe care le auzeam de la alții. Pe urmă am rămas la un moment dat singur, am fost pedepsit și am stat ca aproape un an de zile singur și atunci mi-am descoperit, eu vă mărturisesc, n-am scris poezie înainte de închisoare și prea multă poezie n-am scris nici după închisoare. Încât unul dintre prietenii mei zice, mai trebuie să-i creăm un regim aparte ca să poată să mai producă ceva. Și mi-am descoperit acest talent, dar
mărturisesc și am mărturisit și mărturisesc și acum că eu am așa impresia că aceste poezii mi-au fost dictate de cineva. Pentru că stând singur și sondându-mă așa, la un moment dat țâșnea un vers care, în jurul căruia încropeam poezia respectivă. De exemplu, eram la izolare și s-a întâmplat un incident acolo între un gardian și un cetățean care era bolnav și era băgat la izolare și era și bătrân. Ulterior am aflat că e vorba de Moș Costache Gane, Constantin Gane, autorul frumosului roman istoric Trecute vieți de doamne și domnițe, care avea 73 de ani atunci și era băgat la izolare. La izolare era cumplit, mai ales iarna. Te băga îmbrăcat cu mar și îți dădea mâncare, îți dădea o zi și două, nu? Și ceea ce era mai mușcător și mai greu de suportat era frigul. Și când a venit ăsta, i-a deschis ușa ca să îi arunce o stranță de pătură care trebuia să fie și saltea și învelitoare și de toate și pierdea, el l-a rugat, domnule Plutoner, luați-mă de aici, că dacă mă mai țineți și noaptea asta aici, eu mor. La care Plutonerul, cu glas tare, ca să auzim toți, că eram vreo 30 izolați în situația asta, zice, mori în paștele mătii, că de asta te-am adus aici să mori. Această remarcă spusă cu un cinism de nedescris ne-a revoltat pe toți și am început o răzmeriță. Am început să batem în ușă, ușile erau metalice și sunau de s-auzea jumătate din oraș, din Aiud, și să strigăm, scoateți omul de acolo. Plutonerul respectiv la început a încercat să ne amenințe și să ne convingă să oprim această manifestare de solidaritate cu camaradul nostru, dar când a văzut, a început să roage de noi, că aveau instrucțiuni să nu provoace chestii de astea, ori ceea ce se întâmpla acolo era provocat de el. Și se temea că va fi pedepsit și a început să roage de noi. Oameni buni, nu pot să-l scot eu de aici. Nu știți că după 10 seara nu se mai poate deschide o ușa o cameră în care am deținut decât în prezența procurorului. Și noi atunci am zis, să vină procurorul. Și în sfârșit s-a prelungit, a venit ofițerii politici, n-a putut să facă nimic, a venit colonelul Crăciun, șeful închisorii, și ăsta avea mai mult tact, s-a sfătuit cu ceilalți și zice, uite, îl scoatem de acolo și îl trimitem la infirmerie. Și, într-adevăr, i-a dat ordin Plutonerului să-l scoată, să-l duc la infirmerie, lucru care s-a și întâmplat, că noi am aflat asta, dar pentru că n-aveam posibilitate să ne informăm, am aflat după vreo 2-3 săptămâni, că într-adevăr în noaptea respectivă Moș Gane a fost dus la infirmerie. S-a făcut liniște, a plecat colonelul, am rămas singur și eu am încercat să mă duc să-mi fac rugăciune de seară, pe care începusem înainte de a începe scandalul ăsta, să-mi continui rugăciunea de seară. Și am simțit că nu m-am mai pot ruga. Eram atât de revoltat și atât de răvășit sufletește că am simțit că nu m-am mai pot ruga și atunci m-am pomenit dintr-o dată zicând cu glas tare, în seara asta, Doamne, te vei culca flămânde. Nu știu cine mi-a șoptit acest gând,
că Dumnezeu nu va mai avea parte în seara aceea de rugăciunea mea. Și în noaptea aceea, într-adevăr, nu m-am mai putut ruga, dar am făcut poezia respectivă. În seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Azi e rugăciune, nu vei avea la cine nici blidul de smerenie, nici stropul de lumină ce-mi culpăia al dată în candela din gând. Sunt prea sărac, stăpâne, nu am ce-ți oferi să-ți stâmpăr foamea. Furii mi-au tâlhărit cămara și de puținul suflet ca cel păstram ca sara să am ca tot creștinul cu ce te omeni. Aș vrea să-ți pot întinde un gând sios măcar, dar nu pot, grădina mea vraiște și goale, mi-a mai rămas prin rujer o singură petală și pe un ramur vește un singur fruct amar. De le-aș culege în pripă să ți-l aduc prin nos, șoptind o rugăciune și, și tremurând o cruce, ar fi păcat de moarte că, Doamne, ți-aș aduce o travă în cupe sparte și te-aș târâ prea jos. Zădarnic stai de veche și aștepți umil și blând, azi mă rugăciune nu vei avea la cine și cerul tău de gheață cu țurțuri de lumină, în seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Așa a apărut mai poezia. Făcut această poezie despre care prietenul meu, Răzvan, spune că e una din piesele cele mai reușite ale cărții mele de poezie, intitulată Peisaj Răuntric. Sigur, eu n-am avut și recunosc, n-am avut și nu am vocația rugăciunii, nu mă pot ruga cu intensitatea cu care se rugau alții din jurul meu și așa. Dar am suplinit această carență mea cu poezie. În poezie mă certam cu Dumnezeu, în poezie îmi ceream iertare. Și așa a apărut în decurs de câțiva ani, am scris vreo 200 de poezii, dintre care n-am putut să memorez și decât cam 100, cam jumătate, care formează conținutul volumului de poezie. Și zice și de generație. Așa, și cartea este dedicată generației mele de Don Quixote striviți de prea marele lor vis. Și nu știu câți au fost striviți sau câți au reușit să iasă învingător de acolo. Eu mă consider un învins. Mai ales că nu am mai putut... Am avut și o situație specială. Nu știu de ce securitatea m-a sicrit tot timpul. În primii ani eram chemat de 3-4 ori pe lună, în fiecare lună, la securitate, ca să mă țină sub tensiune. Deși eu nu le-am făcut niciodată probleme, n-am fost un tip nici răzvrătit, nici... Am considerat că închisoarea este o pedeapsă dată de Dumnezeu și că trebuie să fac ascultare, am făcut ascultare, nu m-am răzvrătit în închisoare, însă m-am răzvrătit când erau pentru alții prieteni. Aveam un prieten care din săracul tot timpul era la izolare pentru că era foarte, foarte recalcitrant. Nu voia deloc să înțeleagă că suntem acolo pentru a pătimi. Și astfel am reușit să scriu aceste poezii despre care eu le-am refăcut afară și au apărut datorită insistenției lui Răzvan și al altui prieten, al mai vârstnic al meu, domnul Constantinescu de la Sibiu, m-a determinat să îngropesc un volum și în 1900,
95 a apărut prima ediție a volumului de poezii. Și astăzi este a apărut a patra ediție, a apărut anul acesta, la începutul anului, și se bucură de oarecare succes. Domnul Puric, de câte ori mă întâlnește, îi place o poezie care sunt obosit de atâtea vise albastre, de lume închipuite și de astre, de zări adânci și limpie, sunt sătul, m-am înfructat din ele, cred, destul. Și sunt cimitir de doruri neîmplinite și de păcate nepăcătuite și așa mai departe. Și voi termina spunându-vă o poezie care, pe care mi-o recit și astăzi aproape ca pe rugăciune. Poezia se cheamă Teamă și zic, mă înfior și îmi pare rău nespus la gândul că acest urcuș pe care de atâta vreme urc fără încetare se va sfârși și voi ajunge sus. O teamă mă cuprinde că o să înving și ajuns în piscul năzuinții mele, nu-i mai avea deasupra cercul stele spre care să răvnesc și o să mă sting. Nu să mai am de ce să mă înfior și nici de ce vibra ca până acum, sticlos și rece, străluci voi numai, fără de năzuinți, fără de dor. Uitate într-un colț ori rugini și sclipitoare de mi-armuri și spada, că-și sus în pisc se va sfârși balada, frumos și bine, dar se va sfârși. Asta l-a făcut pe Marcel Petrișor și zice, ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Când, uite, că n-ai învins și nu știu dacă am învins sau că sunt un învins, dar eu am momente când mă consider un om sfârșit, dar am și momente când și tot poezia mă scoate din acest impas, momente când îmi revine încrederea, cum este momentul acesta când văd că Claudiu a găsit, nu știu cum am văzut, a găsit un model. M-a pus printre, nu știu dacă merit să fiu considerat model pentru cei din jurul sunteți meu. Sunteți unul din 13. Bine. Bine că vă simțiți dinamizat de mersul Claudiu. Știți că noi, ca spunea că în relația maestru-ucenic nu se știe cine dă și cine primește. Așa și aici am putea parafraza spunând nu se știe cine pe cine salvează. Oricum, aș vrea să mai subliniez un lucru, că toată această poveste a fost să se desfășoare sub niște auspici interesante, deci, dincolo de centenarul acesta al Marei Uniri, care a avut până la urmă mai degrabă o înfățișare cenușie în lumea românească, dar pe care totuși îl ținem la inimă, să desfășoare această lansare și fondul altor aniversări sau comemorări, de pildă 80 de ani de la asasinarea în pădurea Tâncăveștilor lui Corneliu Zelea Codreanu și de asemenea 100 de ani de la nașterea celui mai mare disident rus și probabil cea mai înaltă conștiință creștină a rezistenței anticomuniste din răsărit, Alexandru Solzhenitsyn. Pentru că, într-un fel sau altul, toți cei 13 în această carte sunt frații spiritoare al lui Solzhenitsyn și mărturisitori în eternitate a acestei rezistențe care n-a fost numai românești, a fost a unei întregi paradigme istorice și spirituale, care este această lume răsăritană greu încercată și pe care ne rămâne să o chivernisim mai departe,
așa cum se cuvine, dacă vom fi în stare și dacă vom avea luciditatea necesară să ținem la un loc. Dimensiunea religioasă este o dimensiune fundamentală pentru toate cele 13 personalități din carte și pentru toată această rezistență anticomunistă. Și pentru că am adus în discuție cazul lui Solzhenitsyn, aș vrea să subliniez un lucru. Este foarte interesant și trebuie să ne pună pe gânduri faptul că noua Rusie, așa zis, post-comunistă, mai degrabă aș numi o post-sovietică, a refuzat modelul Solzhenitsyn. Nu pe linia lui Solzhenitsyn să merge. Linia lui Solzhenitsyn și a mucenicilor Gulagului, linia acestui naționalism creștin anticomunist, a fost părăsită destul de repede. Deși la început Putin a încercat să cocheteze cu ea. Până la urmă, ceea ce a triumfat a fost o formă hibridă național-comunism, nu? Tradusă în așa numitul duginism actual, cu nostalgie euroasiatice. În urmare, un model care uită sau pune în paranteză tot acest răstim de teroare comunistă, doar această experiență majoră pe care a trecut Rusia tradițională. Și noi trebuie să deschidem bine ochii în fața acestei realități și să nu ne lăsăm furați de chimere. Putem fi supărați oricât pe Occident, putem avea evlavie absolută pentru paradigma ortodoxă răsăritană, dar nu trebuie să confundăm lucrurile. Nu trebuie să vedem în ceea ce se întâmplă astăzi în Rusia lui Putin un model de salvare istorică sau spirituală. Este o lume care merge într-o direcție evident aberantă și ortodoxie care în mod evident și-a trădat temeiurile. Nu acolo este adevărata Rusie. Marea Rusie a Sfinților, Marea Rusie a lui Dostoevski, Marea Rusie a lui Solzhenitsyn, nu o găsiți nicăieri pe această orizontală a putinismului, duginismului actual, care este o simplă ideologie parșivă, care duce mai departe, într-o altă formă, nu? Acest vis imperialist al Rusiei, în care trebuie să avem luciditatea să ne dăm seama că nu este loc și de alții. Nu poți fi decât un biet tovarăș de drum al acestui monstru, acestei hidre, și dacă te lași furat de această ispită, nu poți decât să te prăbușești. Cea mai importantă notă care trebuie să fie scoasă în evidență și trebuie să ne mobilizeze este nota aceasta religioasă, nota aceasta a dimensiunii moral-spirituale a lucrurilor. Și mă bucur că l-avem aici între noi în această seară pe părintele profesor Gheorghe Holbea, care ne-a găzduit de atâtea ori la Facultatea de Teologie cu atâtea prilejuri comemorative și care ne poate spune câteva cuvinte din această perspectivă a unui naționalism asumat ortodox și dus mai departe, nu atât spre slava oamenilor, ci spre slava lui Dumnezeu. Da. Părintele a cerut puțină îngăduință, că a ajuns mai târziu, și o să rog pe domnul Dan Puric să vorbească dânsul și apoi părintele se încheie, poate încheiem și cu o rugăciune, dar nu plecați, pentru că urmează și concertul de părinte. Eu mă bucur de această funcționare pe care a făcut-o domnul prezent, domnul Răzvan Codrescu. Eu fiind duchimist, convins, pe internet, am avut niște contacte directe, mi-au lăsat urme pe cortex. M-am chemat la televiziune și mi-au zis că m-au prins că sunt agent KGB și am spus că sunt agenda EKG. Întâlnirea care a fost ca să facem o ramă aceste coperi, interesantă, pentru că unul e prost, era mai mulți, dar pe mine m-au ales ca agent, o sână după fața mea de James Bond, dar știu că una dintre remarcile pe care am avut în această întâlnire a fost că eu i-am zis, domnul Dugin, zic, a venit unul de peste ocean
unul mai senil așa, se uita la restaurant și mi-a zis să fac cuțitul ăsta în dumneavoastră și eu nu pot că sunt ortodox, vă rog să o faceți dumneavoastră. Și el mi-a zis, Gaspadin Puric, nici eu nu pot să fac. Și atunci am zis și eu, nu vreți să facem o antantă ortodoxă împotriva... Și el mi-a zis, nu, facem a patra ideologie. Care sunt primele trei? Prima e comunismul, a doua fascismul, a treia neoliberalismul și a patra este euroasianismul. Și eu am spus, domnul Lughin, după a patra, o să apară a cincea, a șasea, a șapte. Eu am soluție. În timp ce țara aceasta, pușcările din țara aceasta duduiau de oameni vinovați, un biet părinte de țară a ieșit în fața altarului și a zis, fraților, ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Reacția nu a fost, cum să zic, una, a fost una destructivă. Și l-am întrebat câte bombe atomice are, câte rachete și l-am întrebat câte ortodoxi. Mers cu ortodoxi 23%, ce înseamnă armata era mea. De ce? Să nu confundați diferența între puterea lumească, politică, și autoritatea spirituală. Ce vreți să spuneți? Vedeți masa asta? Asta e Imperiul Roman. Aici în colț, de tot. Era un băiat tânărul, tatăl Dulce. Care murea în fața mamelui. Și îi păsai Imperiului Roman, putere imensă, că acolo murea un băiat tânărul. Și toate acestea, domnul Dughin, de ce noi de 2000 de ani ne rugăm lui și ferestul i-am uitat? Dumneavoastră ați cucerit Basarabia în 1900. Și ca să ne chem în termeni politici, Talleyrand i-a spus împăratului Bonaparte, majestate, cu baionetele puteți face absolut orice în afară de un singur lucru. Și Napoleon a întrebat care? Să stați cu fundul pe el. Viitorul l-am prevăzut, ce a spus aici, Răzvan a zis foarte bine, este ceva schizoid. Tolstoi în fața zidului Crelinului mergea și a avut un cerșător. Și instinctiv a băgat mâna după pungă să-i dea niște bărniții. Și a ieșit Santinela și cerșătorul a fugit. Și atunci Tolstoi i-a zis Santinela, tu n-ai citit Evanghelia? Și Tolstoi zice, domnule, Santinela a stat așa puțin, derutat, dar după care și-a revenit și a zis, dar tu n-ai citit regulamentul? Vă urez succes. Ce aveți aici este o carte palimpsestă. Palimpsestul este o bucată de papirus pe care se scrie ceva până se răzuiește și se mai scrie încă ceva. Și iar se răzuiește și iar se scrie ceva. Asta este un palimpsest de suferință. S-a scris o suferință cu sânge, s-a șters și se scrie încă o suferință cu sânge și iară s-a șters. Ea mi-a făcut, citind-o, cu febrilitatea cu care este scrisă, n-ai cum să o citești relaxat. Se creează în tine o anumită febrilitate. Nu știu de ce am avut această asociație de idei și de stare cu o întâmplare care, să zicem, ar părea ușor departată de ce se întâmplă. Au venit de la Institutul de Etnografie și Folclor niște specialiști la o băbuță care stătea într-o casă de țară și care avea un gemuleț mic de tot, știți, acela cu o cruce așa, mic, cu perdeluță și a zis, vă cumpărăm fereastră. Vă dăm câți bani doriți, dar nouă ne trebuie pentru că avem nevoie. Și băbuța a zis, nu dau. De ce nu dați? Eu prin ce mai privesc lumea? Această carte este fereastra aia. O să găsiți aici un cuvânt teribil al părintului Iustin, în care spunea că icoana este o privire a noastră prin care noi privim lumea. Noi prin icoană privim. Toți care sunt în această carte au privit România prin icoană, adică prin veșnicie.
purifică-mă, mărturisitor, Ortodox francez, oralitate pentru Bietul Popor secularizat, a spus că istoria care nu se hrănește din veșnicie are toate datele să ajungă zoologie. Datorită acestor oameni, România a ajuns zoologie. O să vedeți o întâlnire de calitate. Shakespeare spune că soarta unei glume nu depinde de gura care spune, ci de urechea care ascultă. Aici, soarta răspunsurilor a depins și de omul care a întrebat. Calitatea întrebărilor, vocația afinității spirituale cu cei pe care a întrebat, este un rod cu totul și cu totul aparte. Dispare reporterul, dispare curiozitatea din tipul jurnalistic și se pune la lucru o conștiință românească, tânără, febrilă, care cu ardoare își căuta soluția duhovnicească, își căuta demnitatea creștină și românească. Fenomenul acesta pe care l-a trăit Claudiu, l-am trăit și eu, total independent, pentru că Bunul Dumnezeu ne-a adunat pe toți așa cum a vrut. Mi-aduc aminte, eram la Rosalii, ieșeam de la teatru și acolo era un bătrânel care vindea ziare. Și tot mă uitam, România Literar, România Liberă, și el mi-a zis, nu, asta. Erau puncte cardinale. Prin puncte cardinale m-am întâlnit cu ceea ce așteptam eu de la acest popor. Apoi mai apărea câte o carte, Ion Gavrilo Goran. Prin cărțile acestea mă întâlneam cu o rădăcină a mea. Mă întâlneam cu mine. Acum, în alt persoanția sa, Antonio Surojului, a avut o expresie cu tremurătoare. Morți fecunde. Aici sunt vieți luminate a celor care mă interesează și sunt morți fecunde. Moartea nu este democratică. Murim cu toți, dar greu la morții nu poate să ia lumânările care apar. Sunt oameni care murind lasă lumină spate. Aici o să vedeți Părintele Calciu, Părintele Stimicurile și toți ceilalți au lăsat lumină. Poate să sufle istoria care vine cât vrea. Nu o să vă strângă niciodată. Așa cum lumea martirilor nu a fost strânsă niciodată. În contextul în care mă gândeam, Dumnezeule, este o pagină aici de o naivitate sublimă a bietului Iuliu Maniu, care în pușcărie din rând că mai credea că din americani. Tata avea vreo 6-7 ani și mi-a zis așa, bă, cine a trădat odată, trădează pentru penultima oară. Sunt fragmente excepționale, dureroase, mi-a și spus lui Claudiu și am spus să-i mulțumească soției că femeile întotdeauna au o intuiție extraordinară care a determinat să adune lucrurile acestea. Sunt niște izvoare de demnitate românească care nimeni și nimic nu le va putea șterge. Te afli într-un fel, să nu vă așteptați acum cartea aceasta să răspată, să fie pe ștandul, să... Ea fi, va fi acoperită. Dar mă gândesc și eu cum s-a gândit Mircea Eliade, că dacă neamul ăsta dispare și rămâne singură carte cu Mihai Eminescu, se va ști ce fel de neam am fost. Dacă rămâne o carte de mărturie cum este acesta, se va ști cât a suferit acest popor. Vedeți, în timp ce domnul Demostene Andrescu recita și m-am gândit la faptul că se consideră un învins, întâmplător am văzut un film documentar cu ofițerii, cu soldații germani întorși pe front, de pe din prizonierat. Era de o tristețe extraordinară, erau mașini încărcate cu ei, dar germanii îi așteptau cu flori și erau pe cere, cum să zic, de o demnitate nemaipomenită, dar așa și în și o bucurie a regăsit. Să-mi spuneți și mie dacă scena aceasta există în istoria poporului român, după ce s-a terminat al doilea război mondial, nu i-a așteptat nimeni lucruri. I-a așteptat pușcările. Pe domnul Demostene Andrescu nu l-a așteptat acel Petrișor, Petrețuțea, recunoașterea. I-a așteptat marea politică a indiferenței, a apatiei și ceea ce jurnalist spunea, memoricid. I-a așteptat a doua crucificare.
a uitării. Nu o să găsiți niciodată în manuale de istorie ce găsiți în cartea aceasta. Fragmente care pot fi băgate pentru copii de 14 ani, de 15 ani, nu pentru a se face propagandă, ci pentru a-și cunoaște dimensiunea de demnitate umană. Întâlnirile acestea, ți-a zis aici Răzvan și Claudiu, ele sunt de cu totul și cu totul altă factură. Mircea Vulcănescu, un mare martir al poporului român, astăzi, din alt război, datorat semnăturii Parlamentului și președintelui României, cazul în istoria unui popor să-ți reîntimesc martirii, Mircea Vulcănescu spunea că trebuie să facem corp valorii. Claudiu a făcut corp valorii. Nu i-a lăsat singur. Eu mă gândesc la cureaua această transmisie. Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu și încă câțiva, dacă n-ar fi existat, ei mureau într-o uitare totală. Întâlnirile acestea, și eu cât am putut să cunosc și pe domnul Gheorghe Gigi și pe toți ceilalți, sfinți martiri, după părerea mea, nici nu trebuie să așteptăm să-i canonizeze biserica, îi canonizăm noi în suflet, că așa s-a pus și prin Băgană. Știți că prin Băgană a avut 200 de ani anatema peste în biserici. Dar țăranul român l-a canonizat în inimă, imediat. Ăsta e poporul român. O să vi se pară puțin depărtată această asociație pe care vă spun acum. Victor Babeș, marele bacteriolog, în 1995 a făcut o remarcă. Există păsări care nu rezistă la un microb și există altele care au un sânge mai puternic, sânge forte. S-a luat sânge de acolo și s-a injectat la păsări și au rezistat. Martirii sunt sângele nostru fort. În clipa în care am făcut această transfuzie, tot ceea ce vine peste noi astăzi nu are nicio putere. Știți cum zicea Iisus? Nimic din stăpânul acestei lumi nu este înăuntru meu. De aceea mă poate distruge. Dacă veți răsfăi această carte și veți vedea că ceva din lumea comunistă a intrat în acești oameni, eu vă sfătuiesc să nu citiți. Aici este ceea ce Ionescu spunea celula moral impenetrabilă a poporului român. Nu e vorba de încăpățânare. Să asumim foarte bine Răzvan, este de lotul acela de credință firesc, nealterat și pe care n-a putut să-l distrugă nimic. Nu e vorba de fanatism, nu este vorba de încăpățânare, este vorba de, cum zicea Sfântul Nectarie de Neghina, popoarele care au intuiția nemuririi, au atitudini nemuritoare în istorie. Aici sunt atitudini nemuritoare în istorie. O să găsiți și în final o cutremutoare recensie a celor care au murit ca partizani, o hartă a sacrificiului nostru, a celor oameni care și astăzi sunt considerați bandiți și care au murit cu Biblia în buzunar, din Dobrogea, unde se întreba bietul Ion Gavrilo Goreanu cum au rezistat acolo unde a murit Ovocuiu și Pundulea și toți ceilalți, după tufișele alea pe acolo. Nu se învață așa ceva. Nu se dă. Apropo de transfuzie, transfuzia fundamentală care s-a făcut, a făcut-o Hristos pe cruce. Ne-a dat sângele lui. Ei sunt purtători acestui sânge. Nu toți. Luați această carte și așezați-o pe băncile de liceu, în facultate sau în fața Parlamentului României. Știți ce s-a întâmplat? Ca prima transfuzie nefericită de la 1665, Jean-Denis Baptiste, medicul lui al 14-lea, a vrut să scapă un nebun. Și a făcut transfuzie cu sânge de miel. Pentru că vezi că mielul e un animal biblic. Și n-a ieșit. A murit. Până să vină cel care a descoperit grupele sanguine, mureau pe cap. A fost ceea ce se numește potrivire de grupă sanguină. S-a făcut transmisia de capital de putere. Aici este o transmisie de capital de putere. Nu sunt curiozități reportericești, este o foame și o sete de a-și căuta identitatea românească. M-am gândit că înainte să făceau deportări forțate, îi luau și făcea domiciliu obligatoriu.
Acum au găsit, evident, mecanismul acesta, pentru că Răzvan a ghicit foarte bine Parșiv, i-au deportat în străinătate, la muncă. Poporul român a fost deșertizat foarte muncă și înăuntru a început exodul de bunăvoie în condiția de român și de creștin. Acum ne dă și felul 3 cu migrația, ca să vină și să spulbere tot. Miron Costin, în poema pe care i-a dedicat-o regii Poloniei, a vorbit de Valahia, Moldova și țara Ardelenească. Știți cum a numit? Țara lăcrămată. Țara lăcrămată. Aici este țara lăcrămată, condensată în 13. Este țara lăcrămată. Acum vreo 2 ani, cineva a avut inconștiența să mă cheme la Bruxelles, la modul ăla, să vorbesc în Parlamentul European. Și vă spun sincer că mai bine vorbeam cu la acvariul din Constanța. Situația era clară. M-am întâlnit acolo și cu Ștefan Popa Popas, care făcea caricaturi, și am zis, bă, tu e genial. De ce? I-a făcut Dumnezeu caricaturi pe așa și cum mai poți să-i faci odată. Este extraordinar. Dar am încercat să articulez, țineți-vă bine, să le spun că pe la 1921, Fleming, să spun că au crezut că este extremă dreapta la fotbal, înainte să descopere felicina, a descoperit o enzimă, izozim, în lacrimă. Aia spală cornea. Lacrima spală cornea. Și am spus că oamenii care au plâns văd mai bine. Popoarele care au plâns văd mult mai bine. Și am spus că poporul român a plâns foarte mult și că îi vede bine. După părerea mea, cartea aceasta, în mâna cui va cădea, nu trebuie să cadă în mâna foarte mulți. Trebuie să nu să cadă și în mâna securității și în mâna CIA. Nu contează chestia asta. Mai n-ai de unde să știi că nu există convertiri și acolo. Pe mine m-a prins în planton, în armată, mi-a dat unul să citesc. Eu, ca să mă tâmpesc, am zis, domne, am zis unui student, dă un om deștept și la 18 mi-a dus pe Imanul Kant. Și mi-a zis, băi, ai grijă de ea, că de la tata din bibliotecă și e tradusă și comentată de un regional. Eu nu știam ce regional. Și a zis, să nu te prindă cumva. Și eu am citit, vă dați un copil de 18 ani, înțelegeam eu ce nu înțelegeam acolo. La legionarul la sinistru era Traian Brăileanu, una dintre geniile acestui pământ, unul dintre cei mai mari sociologi europeni. Și îi citeam cu febritate, îi puteam și m-a prins, domne, la planton 2, că au știut că eu trebuie să fiu puțin mai terminat, mă puneam la planton de la mijloc, maiorul Cenușin. Și am vrut să o spun, stai! Și zic, Dumnezeule, eu nu știam de rugăciunea inimii, dar atunci am făcut toate rugăciunile mele. A deschis-o, carte groasă, și a scuipat toate degetele ca să o răsfoiască. Și am zis, Doamne, Dumnezeule, și a nimerit bietul de el la antinomii. Antinomii era așa, pe o pagină scria că pământul e finit și pe cealaltă că este infinit. S-a uitat la mine, s-a uitat la Kant și Dumnezeu a coborât în cer Îngerul Înțelepciune Salvator și mi-a zis, Biblia ai? Zic, mă bagă și la ales. Numai că în el o gână pe Iisus mi-a zis, bine, mă, mar, să nu te mai prind. I-a fost frică să confiște Biblia. De unde rezultă că analfabetismul de multe ori este salvator. Cartea este, cum să zic, și un vaccin extraordinar împotriva delăsării, amorțirii, pentru că ea creează o temperatură morală, o temperatură sufletească. Oricare pagină de aici, și este bine că sunt multe articole din trecut care nu au trecut, că sunt prezent. Nu vor muri niciodată, și peste 500 de ani, 600 de ani, pentru că ele evidențiază o stare de fapt care va fi tot timpul permanentă și care sunt niște jertfe. E o cronică. Dar nu e o cronică rece. Este coparticipativă. Imunitatea unui om
constă și în temperatura lui. Ce se întâmplă în România? Ei știu că noi avem o temperatură superioară și a scăzut. Știți că Pasteur a făcut un experiment. Găinile nu făceau antrax. Le-au băgat cu picioarele în apă, le-au răcit. Ce-au făcut? Noi fiind considerați un popor de găini, vor să ne bage cu picioarele la rece. Adică în politică corectă. Cartea mărește temperatura. Și Victor Babeș mai spunea că mai depinde și de țesutul chimic. Combinația țesutului chimic. Adică țesătura, sucreteația și răduciului a țăranului român. Consistența aceea creștină adevărată care respinge. Aș încheia cu ce a spus un istoric american, Kyle Hitchens, o personalitate de 50 de ani studiază istoria poporului român, un om foarte bine documentat, ei de regulă trimit istorici ca să scaneze și până vin cartografia să se vadă, ăștia sunt așa, arată mult, sunt ortodoxi. Și a avut o experiență extraordinară, obiectivă. Poporul român nu a avut niciodată control asupra destinului politic. Așa este. Dar ce nu știe domnul Kyle Hitchens este că poporul român a avut întotdeauna controlul absolut asupra credinței. Dacă nu aveau acest control absolut asupra credinței, noi dispăream de mult de pe hartă în contextul unor imperii barbare. Vă dau ce a scris domnul Constantin Cojocaru, niște date așa mai clare, ca să vedeți și ce în context. Turcii, 480 de ani de ocupație, 270 de tone de aur luate din Muntenia și Moldova. Habsburgii, 280 de ani de ocupație, 870 de tone de aur. O tehnologie mai avansată. Rușii, pe semne că din cauza alcoolului, 114 ani de ocupație, Bucovina, Moldova, Basarabia, doar 114 tone. Din 1990 până acum 3 ani, vă rog să nu părăsiți sala, să stați bine, 47.000 de tone, de 3,3 ori. Erau 870, cred că am greșit, am zis 870.000, nu. Erau 870 de tone, 470 de tone, 114 de tone. În România, din 1990 până acum, 47.000 de tone de aur. De 3,3 ori mai mult decât toate trei imperii. Am întrebat pe un țăran român acum 3 ani, de la coastă, și am zis, ce face nene, le dăm Roșia Montana? A tăcut și am mai dat vreo 6 coase și m-am zis, le dăm bă, că săraci au nevoie de ea. Au nevoie de așa ceva. Au nevoie. Ce nu le-am dat este sufletul. Eficientul credinței noastre este în acești oameni. La ce spunea Răzvan că trebuie să ne mișcăm din mers, este foarte adevărat. Dar în mers unde? La răscruce apare diavolul. Suntem așezați la răscruce. Deci știți ce face țăranul? Pune troiți. Și atunci știe unde s-o ia. Acești 13 sunt troița poporului român. Vă mulțumesc! Acum, părinte, formea nu mai are mult. M-am gândit mult la titlul volumului, care este foarte sugestiv și corect. 13 care m-au salvat. Aș vrea doar câteva gânduri
și mă bucur că în această seară mă întâlnesc cu cei cu care de altfel ne-am mai întâlnit în spațiul Facultății de Teologie Ortodoxă. Mi-amintesc că Cartea Mărturisitorii a fost lansată la Facultatea de Teologie. După a domnului Răzvan, după aceea domnul Dan Puric a fost prezent cu vocația mărturisitoare a poporului român. Domnul Demosterea Drunescu a fost prezent la Facultatea de Teologie de mai multe ori, de 4 sau de 5 ori. E adevărat, în ceea ce privește biserica, dacă o privim instituțional, a dedicat un an apărătorilor credinței ortodoxe, este anul 2017, care s-a încheiat cu un congres cu mărturisitori. Au fost, cred, din țările care au trecut prin această încercare a comunismului. Deci, reprezentanți, am avut și locuri ale memoriei. Noi am mers la Mănăstirea Cernica, pentru că la Mănăstirea Cernica sunt mărturisitori, unii dintre ei care au trecut la domnul Aghiel, la cum este cazul lui Haralambie Vasilache, care s-a stins la Gherla și apoi a fost descoperit și au fost aduse osemintele la Mănăstirea Cernica. Am descoperit noi pe cei care au suferit în tențele comuniste și am considerat că este Cernica, este și ea un loc al memoriei, având în vedere că acolo pe lângă Părintele Stăniloae, Ioan Ghesavin, Pantelimon Halipa, Constantin Voicescu, Părintele Ilie Cioruță și Haralambie Vasilache și alți mărturisitori. Se va spune că biserica trebuia să meargă mai departe. De fapt, care biserică? Noi suntem biserica. Adică să mergem spre canonizare. S-a deschis și așa cum a spus domnul Puric, noi am canonizat. I-am canonizat în inima noastră și această canonizare este, de fapt, un prim pas. Trei gânduri aș vrea să vă împărtășesc în această seară. Tertulian spunea că sângele martirilor este sămânța creștinismului. Și noi știm că la sfințirea unei biserici avem nevoie de sfintele moaște ale unor martiri pentru Sfântul Altar. Ce înseamnă acest lucru raportat la perioada comunistă? Și aici vorbim despre o perspectivă duhovnicească. Că noi stăm astăzi ca biserică și pe sângele acestor martiri și mărturisitori. Și dacă avem un dram de libertate, dacă avem posibilitatea de a ne cultiva și manifesta credința, o avem pentru că au existat oameni care au suferit persecuții grele și fiind războiți, au reușit să ajungă la virtuțile supreme ale creștinismului, iubirea de vrăjmași și jertfirea pentru semenul lor, adică și-au pus sufletul pentru prietenii lor. S-a amintit aici de Mircea Bucănescu, cel care a lăsat acel testament al iertării să nu ne răzbunați, pe lângă episodul în care salvează acel tânăr de la moarte la Jilava și apoi se stinge la Aiud, Mircea Vulcănescu, pe care noi l-am numit Sfântul din cimitirul de pe dealul robilor. Nu trebuie să fi fost neapărat apărătura Ortodoxiei în sens explicit. Pentru că la un moment dat se credea că Biserica Ortodoxă, bine, și celelalte biserici, evident, au suferit, dar de biserica au putut să spunea că doar a colaborat. Când, de fapt, 3.000 de preoți și călugări au trecut prin închisorile comuniste și câteva sute au trecut la Domnul în închisorile comuniste. Recent am făcut la biserică, la noi, în Casa Praznicară, o seara dedicată Părintelui Daniel Sandu Tudor, 17 noiembrie 1962. Daniel Sandu Tudor, care le-a lăsat
pe lângă imnul la catedra rugul aprins, dar ne-a lăsat această moștenire a rugului aprins, pentru că fără Daniel Sandu Tudor nu putem vorbi despre rugul aprins. Și eu, ca preot, am primit o lecție, extraordinară de la un profesor de la Durham. Este, de fapt, urmașul la catedră al marelui profesor Andrew Lauf. Se numește Crastu. Știe cam vreo 7 limbi, știe și limba română, care a venit la biserică, și la noi la biserică, la precupeții noi, pentru că avem o icoană a rugului aprins. Știa că noi am făcut de mai multe ori la facultate de teologie despre rugul aprins și a venit nu doar așa ca să vadă icoana pe care o avem și noi, purtată de un soldat român în al doilea război mondial la Cotul Domnului, apoi singurul care s-a salvat și apoi a dăruit-o unui negustor care se numește Gheorghios Feremides, este unul dintre titori bisericii noastre, al cărui fiu, care se numea tot Gheorghe Feremides, a fost pilot militar și a murit în al doilea război mondial. A fost cunoscut de acest soldat și soldatul i-a dus, i-a dăruit această icoană tatălui tânărului care a murit în 1943, a dorit-o bisericii noastre. A venit profesorul Crastu, care este bulgar de origine, dar știe foarte bine limba română. Și ce credeți? A stat 2 ore și jumătate și m-a umilit pentru că știa imnul acatist, dar rugul aprins. În limba română. S-a închinat și am zis că noi primim lecții. Pentru că acest profesor, Crastu, mi-a spus, voi nu știți că rugul aprins este unică în această parte răsăriteană. Adică înflorirea idealului sihast în perioada cea mai cumplită a prigoanei staliniste, comuniste în România, este greu de înțeles. Apoi, un alt părinte francez, Marc-Antoine Costa de Beauregard, care l-a cunoscut pe părintele Stăniloae în 1978, a avut acele dialoguri la Cernica, a publicat o carte de dialog, O comprendre que je t'aime, Îndrăznește să înțelegi că te iubesc, tradus apoi Mica dogmatică vorbită a părintelui Stăniloae. Cu Marc-Antoine m-am întâlnit și la Iași, am fost la simpozionul despre Părintele Sofian. Și Marc-Antoine spune cam așa. Să nu dați sărăcia voastră bogată pe bogăția noastră săracă. Adică noi suntem fascinați. Și el se întreba cum de nu suntem conștienți de comorile pe care noi le avem. Și fără îndoială că acești mărturisitori sunt o comoară. Pe de altă parte, un alt francez, călugăr, convertit la ortodoxie, Placid de Zei, s-a stins la începutul acestui an, a spus un lucru pe care îndrăzneam să-l gândesc, dar nu puteam, adică nu aveam curajul parcă să-l exprim. Știți ce a spus? A spus că voi v-ați dus în Occident ca să rezolvați o problemă materială. Ei, Dumnezeu va întoarce această plecare a voastră, nu știu de ce, e nevoie de exil, într-o misiune extraordinară. Voi aveți misiunea să reîncreștinați Europa. Acum, cine aude, zice, Doamne, e... Însă, mergând în Italia, la comunitățile din Italia, am constatat că mulți tineri români care în România nu mergeau la biserică, nu se spovedeau, nu se împărtășeau, am participat chiar la Monța, la Duminica Tuturor Sfinților, la hramul bisericii, la un părinte Pompiliu, și am rămas, am fost uimit, în primul rând îmbrăcați în costumul, cum să zic, național, tradițional, românesc, și toți s-au împărtășit împreună cu copiii lor.
Am văzut biserici părăsite, transformate în altare pentru Sfânta Liturghie. Chiar clădirea de primăriilor, am fost undeva lângă Veneția, am slujit cu un fost elev de la Buzău și m-am minunat și am zis, nu vă dați seama, această încăpere dumneavoastră ați transformat-o în biserică. I-ați așezat icoanele, iconostasul. Și atunci mi-am dat seama că mulți dintre cei străini ne-au spus că suntem bogați. Suntem bogați. Dacă citim eu cea mai frumoasă mărturie despre neamul românesc, am citit-o prima dată la Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt are o carte, Dumnezeu în care nu spui că nu crezi. Este o carte, este o corespondență cu Virgilie Runca și cele mai frumoase cuvinte, când spune el, zice, și îndrăznesc netotul de mine, sau cum spune el, să cred că m-am îndrăgostit de ceea ce înseamnă spiritualitatea românească. Deci sunt și străini care se îndrăgostesc de spiritualitatea românească, dar bineînțeles, nu în sensul triumfalist. Deci, repet, nu trebuie să fi fost neapărat apărători ai Ortodoxiei în sens explicit acești mărturisitori. Căci persecuția a fost mai vicleană decât în timpurile de început ale creștinismului. Ce-au arătat că poartă persecuțiile creștinește. Că nu-și trădează prietenii, ba mai mult, că se sacrifică pe ei pentru a trăi alții. Cum, de altfel, sunt atâtea exemple și avem și în cartea lui Claudiu. Această mărturie despre a rămâne creștin în condiții de iad este cea mai valoroasă moștenire pe care am primit-o de la martirii închisorilor. Dacă, am spus-o de multe ori, dacă ei au intrat în infern și nu s-au întâlnit cu ceea ce spunea Dante, lăsați orice speranță voi care intrați aici, și dacă biruința lor a însemnat fie botezul lui Nicolae Steinhardt cu jurnalul fericirii, fie bucurire, suferințe ale părintelui Dimitrie Bejan, cu care de altfel noi la Facultatea de Teologie am început seria preoților și călugărilor mărturisitori, Dimitrie Bejan, Dumitru Argint, Ilie Imbrescu, apoi părintele Gherasim Iscu, Gheorghe Calciu și așa mai departe. Al doilea gând. Spuneam că titlul volumului lui Claudiu este foarte sugestiv și corect. 13 care m-au salvat. Ce înseamnă aceasta? Că un contact viu și direct cu acești martiri ne poate trezi la realitatea vremurilor pe care le trăim și adevărul lucrurilor cu privire la noi înșine, la ce ne așteaptă și la ce avem de făcut. S-a spus aici și domnul Răzvan și domnul Dan Puric. Și că acest contact viu este esențial și mai important decât orice altă lecție teoretică despre ce a însemnat comunismul. Doar din cifre seci și istorie factuală nu putem înțelege dramele și nici mizele aflate în joc. Însă, dacă accesăm aceste mărturii vii, fie personal, fie prin confesiunile lor, cum este și cartea de față, cărțile lor, atunci avem o șansă de a înțelege ceva, de a trece printr-un proces de transformare personală, de schimbare a minții. Sunt mulți care au început viața în biserică după ce au citit jurnalul fericirii sau după ce au citit cartea lui Ioan Anoride despre Valeriu Gafencu. Și în acest sens, da, contactul cu mărturisitoarii poate fi salvator, profetic și deschizător de orizonturi noi. Al treilea gând. Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este persecuția comunistă a fost mai mult decât un fenomen politic și ideologic. Dacă vom reduce ce a fost doar la un regim politic și ideologic, ne vom înșela. Persecuția comunistă a fost încă o formă a unui rău totalitar și anticreștin
E adevărat, de data aceasta, cu dimensiunea modernistă, că toată lumea ne-a zis să ne modernizăm. Deci un rău totalitar și anticreștin care bântuie pe fața Pământului, începând cu modernismul, de mai bine de aproape 3 secole. Este răul Revoluției. Mircea Vulcănescu chiar era împotriva Revoluției. De ce? Pentru că el avea această convingere că noi putem schimba lumea pornind de la noi și cu multă răbdare. Deci este răul Revoluției, între ghilimele, care a început cu teroarea iacobină, a continuat cu teroarea Comunei din Paris, cu teroarea bolșevică, cu teroarea stalinistă și care astăzi umblă prin lume în hainele de împrumut ale globalismului și liberal-progresismului. Observăm în jurul nostru cum se pun bazele unei noi persecuții sângeroase, deși, așa cum s-a spus, încă ne aflăm în etapa preliminară a pregătirii terenului. Observăm însă cum biserica iar deranjează. Cum creștinismul iar este urât și pus la colț. Observăm cum oamenii sunt supuși unor linșaje doar pentru că au păreri despre ce este normal și anormal. Și toate acestea ne arată că răul acela care a avut înfățișarea comunismului bântuie printre noi și caută să se încarneze într-un nou regim, într-un nou totalitarism, să fie ultimul din istorie, nu știu. Cartea domnului Claudiu Târziu ne poate ajuta să înțelegem aceste lucruri. Ea conține mărturii despre și interviuri cu 13 personalități care au cunoscut iadul închisorilor comuniste. Sunt personalități foarte cunoscute, cum ar fi părintele Iustin Pârvu, Vladica Bartolomeu, părintele Gheorghe Calciu, oameni care au trecut la Domnul, dar și personalități. Și iată, avem un om frumos de față care, chiar dacă declară că este un învins, și este un învins în sensul în care fiecare creștin se declară smerit că este învins, domnul Demostene Andronescu, Marcel Petrișor, Vasile Iamandi și alții care încă sunt printre noi, ceea ce este o binecuvântare. Cartea conține și o adenda cu articole de documentare unor realități și fenomene din istoria rezistenței anticomuniste. Și aș încheia cu ceea ce Sfântul drag mie, Mircea Vulcănescu, spune la un moment dat la sala Dales, dar nu știu dacă era sala asta, martie 1940, că vremurile care urmează nu sunt vremuri de triumf pentru creștinism, cum n-au fost nici cele care au trecut, ci sunt vremuri de încercare. Însă, spune, vremuri mântuitoare, deci trăim astăzi vremuri mântuitoare, dar, adaugă, însă ferească Dumnezeu să intri naiv în acest el și să nu știi ce te așteaptă. Deci, așa cum s-a spus, asemenea cărți sunt cele care ne salvează și asemenea mărturii ne arată că există o comuniune duhovnicească dincolo de timp, o comuniune peste timp și ceea ce ne apropie foarte mult, ne apropie această istorie relativ recentă. Domnul Demostene Andronescu nu este o legendă, este un om frumos printre noi. Îl felicităm pe Claudiu pentru acest prilej al întâlnirii și vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați ascultat. Mulțumesc! Acum, dacă mai aveți răbdare și eu vă sfătuiesc să aveți, o să-i ascultăm pe prietenii din grupul vocal Sfântul Ștefan cel Mare cu un buchet mai mic sau mai mare de colinde, după cum veți reacționa și dumneavoastră. Și apoi cine mai dorește poate să rămână să îi semneze cartea. Mulțumesc mult!
Inimile în culori
pe Fiul Sfânt, merge sus și iar în jos, când bate vânt friguros, se luară, se duseră, tocmai-n curtea lui Crăciun. Bună seara, Moș Crăciun, zis Maria celui bun, lasă-mă în palatul tău, cam să nasc spre Dumnezeu. Zise atunci Moș Crăciun, du-te-n grajdul cailor, ori întâi la oilor, ori în ies la boilor, că aici n-ai ce face, nu te lasă naște-n pace. Maria atunci plecă, Iscolaia alergă, merse-n grajdul cailor, să nască pe Fiul Sfânt. Dar caii tropăiau și iepele neghezau, stați ca și nu tropăiți, voi iepele nu necheziți. Cam să nasc un fiu al meu, poruncit de Dumnezeu. Caii însă n-ascultar și Maria cuvântar. Firați voi ca-i blestemați, să n-aveți locul să stați. Și oricur câtă mâncare, să n-aveți în blestulare, numai ziua de ispas, nici atunci decât un ceas. Maria atunci plecă, Iscolaia alergă, merse-ntâi la oilor și în grajdul boilor. Dar și Maria cuvântat, s-a sfârșit, nu lumegați, liniștea nu mi-o stricați, cam să nasc un fiu al meu, poruncit de Dumnezeu. Voi starea lumega, Maica Sfântă atunci năștea, năștea pe Fiul ce Sfânt, Fiul Sfânt pe acest pământ. Voi sufla de încălzea, Maica Sfântă-i fericea. Voi dar mi-o ascultare și Maria cuvântare, fireați voi, voi fericiți și în veci dragosloviți. Maria se preumbla, bună ca și-și căuta. Maria se preumbla, bună ca și-și căuta. Maria se preumbla, bună ca și-și căuta.
Noaptea asta e o zi, vin în cărți și nuci în gri, multe ceruri se deschid. Yeah.
Check.
mulțumim mult. Dacă mai vrea cineva autograf și mai are puterea, eu sunt aici. Trebuie să-mi dau de mult.